numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Lăudat să fie Iisus. Finalul Evangheliei este strălucitor. Vorbește Iisus și zice, le grăiesc acestea cât sunt în lume, pentru cei din lume. Care-i scopul Bibliei, cuvintelor ce ne-au fost lăsate în Evanghelie? Care este scopul? Pentru ca bucuria mea a lui Iisus să o aibă de plin în ei. Iisus vrea să avem o bucurie mântuitoare, divină. Și de unde ne izvorăște această bucurie divină? Din mesajul său, din testamentul său, din persoana sa. Câteva cuvinte despre faptele apostolilor. Pavel, după ce întemeiază comunitatea din Efes, nu abandonează, la câtva timp când se reîntoarce și trece pe acolo, îi cheamă la raport. Și le dă niște mesaje clare. Luați aminte, fiți atenți cum păstoriți biserica pe care Iisus a câștigat-o cu jertfa sa, nu e a voastră, e a lui Iisus. Aduceți-vă aminte că zi și noapte, adică în mod continuu, v-am îndemnat, v-am instruit pe fiecare dintre voi. Dă un semnal de alarmă, atenție, chiar și dintre voi vor izvorâ profeți mincinoși care vor răstălmăci Biblia. Și de unde îi cunoaștem pe profeții mincinoși care răstălmăcesc Biblia? Ce urmăresc aceștia? Ce înseamnă a răstălmăci, a întoarce, a suci pe dos Biblia? Răstălmăcesc Biblia cu scopul de a-și atrage adepți. Fiecare profet, inclusiv preot, inclusiv episcop, dacă predică numai ca să își atragă simpatia altora, întotdeauna trebuie să predicăm pentru a conduce lumea la Iisus, nu la noi. Și mai este ceva. Pavel spune, eu nu sunt dintre acești profeți mincinoși, falși, pentru că eu lucrez cu mâinile mele. Aduceți-vă aminte cum m-am comportat cu voi. Nu v-am cerut nici aur, nici argint, nici o bogăție, nici un favor. Eu am lucrat cu mâinile mele. V-am dat gratuit Evanghelia ca voi să pricepeți un lucru. Lucrurile sfinte nu le puteți cumpăra pe bani. Se numește simonie. Ci lucrurile sfinte le aveți pentru că aveți un tată iubitor ce vă iubește gratuit. Voi vă iubiți pruncii numai dacă vă dau bani, dacă vă fac favoruri? Nu. Sunteți voi care vă simțiți datori să le puneți totul la dispoziție. Și acesta e cu totul altceva. Venind la Evanghelie, după aceste lucruri începe Evanghelia. Care sunt lucrurile? Sunt lucrurile din capitolul 13, după Ioan, când Iisus spală picioarele. Ne arată că Mântuitorul este de fapt un slujitor. Și spală picioarele pe cine Iisus slujește? Pe Iuda care îl va vinde, pe Petru care se va lepăda, pe ceilalți care vor fugi. Slujește omenirea slabă și păcătoasă așa cum este. Aleargă după oaia pierdută. De ce aleargă? S-o bată pentru că s-a pierdut? Nu. S-o ia pe umerii săi, s-o readucă la comuniune, s-o panseze, s-o vindece, să-i dea bucurie, să-i dea bucuria lui. Foarte interesant. Și atunci, după aceste lucruri, Iisus face un gest, suntem înaintea pătimirii sale, înainte unui moment dificil. Privește la cer. Omul privește
ceea ce iubește, unde e inima, unde e sufletul. Unde e inima lui Iisus? Unde e sufletul? Ce-l interesează? Să privească cerul. Cine-i cerul? Locul Tatălui. Glas din cer coboară, acesta-i fiul meu, pe el să-l ascultați. Coboară spiritul din cer. Iisus vine și se face om de acolo. Iisus nu pierde raportul cu Tatăl în momentul dificil al vieții lui. Și atunci această predică ați putea să o faceți dumneavoastră mult mai bine decât mine, sunt convins. Pornind fiecare de la experiența personală. Cine-i Tatăl? Cel care mi-a dat viața din nimic. Cel care m-a purtat pe brațe când eu eram mic și încă nu judecam. Cel care m-a îngrijit și mi-a dat să mănânc. Cel care și-a cheltuit nopțile alături de mama ca eu să pot să fiu cine sunt. Cine-i Tatăl? Și mi-a dat viața gratuit, izvorâtă din iubire. Cine-i Tatăl pentru fiecare dintre voi? Gândiți-vă la porțile pozitive. Indiferent, unii pot spune, da, dar eu am avut un tată care, de exemplu, a fost violent, care, de exemplu, a fost alcoolic. Apropo, dacă am vedea niște părinți care își bat pruncii mici, ce-am simți? Și în mod opus, dacă am vedea niște părinți care au răbdare, în ciuda faptului că au niște copii care îs mai vioi, mai neastâmpărați, și stau lângă ei și își fac timp pentru ei și știu să-i ridice de la pământ, să le panseze genunchiul la care s-au lovit. Dumnezeu niciodată nu ne tratează cu asprime și cu pedeapsă și cu violență. Întotdeauna știe să ne ia în brațe și să ne panseze toate rănile. Și acolo, în momentul dificil. Și atunci Iisus cu încredere îi spune, tăticule, Tatăl este cel care știe să, când ești derutat, să te ia în brațe și să-ți explice. Tatăl este cel care nu te acuză, nu te condamnă, nu te disprețuiește. Tatăl știe este cel care știe să se bucure când ai vreo bucurie. Alergi și o spui și se bucură mai mult ca tine. Tatăl este cel care suferă când tu ești în suferință și poate suferă mai mult ca tine. Gândiți-vă voi, părinții, când aveți un copil care e înaintea unui examen. Chiar când pruncul e mare și trebuie să dea examenul la școala de șofer sau vreun examen la facultate. Sunteți acolo, prezenți, e în inima voastră pruncul. Ce-a face? A ști, o învățat, abia aștept să mă sune. Așa-i Dumnezeu cu noi, avem această relație. Este rugăciunea finală, definitivă a lui Iisus aceasta. Își ridică ochii la cer și zice, tăticule, Abba. Tăticule este cuvânt, în ebraică, este cuvântul rostit de copilul mic care n-are nimica și poate trăi numai pentru că tatăl e acolo și îi dă totul. Hrană, îmbrăcăminte, iubire, atenție, grijă, tot ce vreți. Abba, tu ești izvorul vieții mele. Eu sânge din sângele tău. Tu ai fost cu mine mereu, nu m-ai trădat. Chiar dacă eu am mai făcut așa câte una, mai multe. Tu ai fost acolo, tăticule. Tu în inima ta păstrezi toate amintirile. Mă cunoști când eu nu mă cunoșteam. Știi cum am reacționat când m-am născut? Câte chile am avut? În ce timp m-am născut? Știi apoi dacă durmeam sau nu nopțile? Și atenție mare că e rugăciunea lui Iisus și atunci întotdeauna Iisus ne arată că în rugăciune nu trebuie să stăm cu noi, cu gândurile noastre, de aceea e important să le pădăm toată grija cea lumească, ci atunci când ne rugăm, privirea noastră trebuie să fie țintă pe un altul, la cer, la Dumnezeu. Intru în dialog cu El și Lui mă adresez, nu mie.
Dacă nu ajungem să simțim că Dumnezeu este Tată și este toate astea pentru noi, rugăciunile noastre sunt destul de sărace. Cine este Tatăl nostru când suntem în dificultăți? Banii din buzunar? Anumite relații? Alergăm în dreapta și în stânga? Uneori chiar pe la vrăjitori? Avem o groază de alți tătici. Nu, nu, Iisus vrea ca tăticul nostru să fie Dumnezeu. Și atunci dacă îi spunem tăticule, pe noi ne numim cum? Fii. Nu sclavi, liberi. Nu dezmoșteniți, ci moștenitori. Nu creaturi trecătoare, ci fii unui tată veșnic, deci având viață veșnică. Și dacă el e tătic, mai are și alți prunci pe lângă noi. Cine sunt ăștia? Fiecare dintre noi. Și toți ceilalți de lângă noi, care locuiesc lângă noi, au valoare infinită, izvorăsc din el și pe toți îi tratează cum ne tratează pe noi. Și dacă Dumnezeu știe să-i trateze bine, noi cum îi tratăm? Pentru că de felul în care noi îi tratăm, depinde identitatea noastră, valoarea noastră, viața noastră. Singuri rămânem fiii lui Dumnezeu sau putem spune, nu, tu nu ești tatăl lui, nici al celuilalt. Eu nu-i recunosc ca frații mei. Prin urmare, nu mai sunt nici eu fiu și Dumnezeu nu mai e tată pentru mine. Și trăim viața în stres, în agitație, în rivalitate și în dușmănie, tocmai pentru că îl renegăm pe fratele și îl renegăm pe Dumnezeu ca tată. Vrem un tătic al nostru, totul pentru noi, pe care să-l subjugăm noi, să-l stăpânim noi, să-i dăm lecții noi, să-l manipulăm noi. Narcisism și egoism, asta fac pruncii. Crezând că așa ne vom simți bine, nu? Trebuie să ne reîntoarcem la imaginea spălării picioarelor. Cine-i tăticul meu? La Roma am întâlnit un domn care avea 8 copii, avea vreo 45 de ani și era o iarnă, trecând pe lângă un lac, a văzut un om care stătea să se nece. N-a stat pe gânduri. Tata izvorul vieții, apărătorul vieții, a sărit în lac după acel om, l-a salvat, el s-a îmbolnăvit și în 2 săptămâni a murit, lăsând femeia cu 8 copii. Eu am cunoscut copiii acestui domn, niște oameni minunați, care au rămas marcați de această imagine a tatălui, dar în sens pozitiv. Uită cine-i tatăl nostru, își dă viața. Dumnezeu e ăsta, în stare să intre în lac după noi, să ne salveze pe noi. De fapt, asta a făcut Iisus pe cruce. De-aia suntem biserică. Pentru că avem un mântuitor mai tare decât tot rău, care ia tot rău asupra sa, îl distruge, îl pironește pe cruce, ca să ne dea nouă spiritul său, viața divină, mântuirea, răscumpărarea, dacă le primim. Ridicându-și sus ochii săi către cer, a cuvântat, Părinte, a venit ceasul. Și ne vom opri aici. Ce înseamnă că a venit ceasul? Și acum, nu-i peste câteva mii de ani, sau nu a fost atunci în istorie, în timpul lui Iisus, astăzi a venit ceasul. Când Ioan vorbește despre a venit ceasul, se referă la ceasul crucii. Se referă la locul în care Iisus ne arată iubirea infinită, care se revarsă, plină de se revarsă, neînchipuită, nemai auzită, nemăsurată, neomenească, am putea spune, nebună, pentru că nimeni nu-și imaginează un Dumnezeu care să se jertfească pentru noi. Nici o filozofie,
Asta noi o știm prin credință, dar e cu totul altceva. Și pentru că s-a întâmplat în mod real, a sosit ceasul. Trebuie să mântuiesc frații mei. Vedeți că Iisus zice, nu trebuie să-i judec, nu trebuie să le impun legi. Nu trebuie să-i bat, să-i pedepsesc, nu. A sosit ceasul să sfințesc biserica, să o răscumpăr cu prețul sângelui. Și dacă simțim că pe fiecare personal Iisus ne-a răscumpărat, asta înseamnă rugăciune. Trebuie să țintim ochii pe cine-i tăticul și pe ce-a făcut Iisus, ca să învățăm de la ei. Asta înseamnă rugăciune. Nu rămân cu... Și toți suntem așa, în timpul rugăciunii, toți avem lista noastră de cereri, ajutăm copii, ajutăm soții, ajutăm soțul, rezolvăm problemele de la locul de muncă, scapă în momentul ăsta dificil, dar toate povești. De ce? Pentru că n-avem credință. N-avem credință. Nu credem că Dumnezeu ne susține. Nu credem că-i tătic. Nu credem că suntem fii liberi, moștenitori ai vieții veșnice. Ce-i cere Iisus? Preamărește-mă, dă-mi glorie. Și când Iisus are valoare și-i preamărit? Exact când a sosit ceasul. Când își dă viața pentru ceilalți. V-am spus de acel bărbat care își dă viața în lac pentru a salva un altul. Eu cunosc tătici care s-a atenți nu doar la familia lor, ci s-a atenți să ajute și pe cei din jur, colegi de la locul de muncă, cu un sfat bun. Pe vecini, pe prieteni. Își iau din timpul lor să ajute pe alții. Și uneori familia, uneori soția, poate nu înțelege, nu înțeleg, e greu de înțeles. Dar vor înțelege după. Eu am întâlnit și femei care au spus... Eu am avut un soț care pe toată lumea ajuta și nu-l înțelegeam. Uneori chiar ne marginaliza. Nu era acasă când doream. Dar, Doamne, fericit o putut fi. Pentru că multă fericire îți vine când știi să ajuți pe alții. Când știi să slujești. Ne spune ceva și încheiem. Cuvintele apostolului Pavel care în mod gratuit se duce să evangelizeze lucrând cu mâinile lui și spunând, care sunt cuvintele finale ale apostolului, Faptele Apostolilor 20? Mai mare bucurie este în a dărui decât în a primi. Vă urez să încercați. De fapt, ca părinți, o faceți, toată viața vi-o dăruiți, fie soțului, fie soției, fie pruncilor, dar faceți-o cu bucurie. Dacă lipsește condimentul bucuriei, creăm numai dezastre. Da, ne dăruim, dar de ce să fim ceilalți să recunoscă că ne-am dăruit? Da, ne dăruim, dar de ce? Muncim și mai mult ca să putem avea primul cuvânt, să dominăm noi, să poruncim noi, să facă ceilalți ce vrem noi. Adică muncim, ne dăruim, dar tot din egoism. Nu. No. Trebuie să purificăm dăruirea noastră, să o facem în mod adult, să știm să ne dăruim gratuit și dezinteresat. Asta e voia Tatălui. Lăudați să fie Iisus!